trei cur, câte una din fiecare, le-a crăpat Moris în el pe toate și acum o dă pe mine. Eu le-am mâncat cum le-a adus primul lucru, m-am înfipt în ele și într-adevăr și ce poți să se strigeți pe mine, pe acolo, pe culise. Încetează, nu mai geor să iei! De ce le-a mâncat? Normal. Mai tăceți odată. Am mâncat toate tartele? Da. Nu. Ba da, tu l-ai mâncat pe toate, tu. Tu ai început în fiecare tartă. Nu e adevărat, eu am gustat foarte puțin, tu ai început în fiecare tartă și pe urmă te-ai certat cu Moris pe ele, pe aia exact. Cu mango. Da, deci m-am certat cu Moris pe ele. Ai mâncat patru tarte! Am vrut și-o mango, că un lucru îmi place și mie pe lumea asta, mango. M-am dus lăjbise tot mango și vrei să spun ceva, erau tarte duble. Duble! Nu erau tarte simple, erau tarte duble. Am mâncat patru tarte duble, asta înseamnă 8 tarte. 8, 8, 8, ia, 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 ia. Mi-am mâncat supă, mi-am mâncat sălățica, mi-am mâncat șnițălașul. Mi-am mâncat cartofiori, mi-am mâncat pițeica, mi-am mâncat gogoașa. Am mâncat și din somonul puțin. Somonul nașu, orezul, chinezescu, tot am mâncat tot. E să fie al naibii dacă astăzi, dacă de asta nu le mănânc. Și uite, în tot acest timp râdea Bianca de mai avea puțin și picat de pe scaun, mai avea puțin, îi scotea ochii Cristinei Mihaela, o și ciufulea puțin la codiță, pe Raluca nu mai zic, dar ia să te vedem și pe tine, Bianca. Haide. Nu cred că râdea mai bine, nu știu. No. Păcat de piesa asta. Dar o imis pe Bianca, o imis pe Nadina. Nu, mi-a dat din pasul ei, ce să zic. Mi-a dat din pasul ei, da, m-a inspirat, chiar m-a inspirat. Fără că nicio caterică. Ție nu ți-a ieșit, îmi pare rău. Asta este. Poate mai încercăm. Știi cum e aici, încerc. Încercarea moarte n-are. Dar da. Povestea, cum sună? Stai că nu mai pot. Păi vezi. Mă duc la Căminul Cultural din Sibiu. Și o să interpretez o piesă, adică o piesă, un clip, da. Deci este piesa Adeliei, Mamă sunt beată, da, Mamă sunt beată. Așa, o și să interpreteze un clip. O să mimez. Ilinca, încă. Ascultați-mă, eu chiar știu să cânt și cred că voi încă n-ați descoperit acest talent la mine. Da, ia cântă-ne. Pentru că ne-ai spus de la începutul competiției asta, dar nu mi-ai cântat niciodată. Aștept momentul potrivit. Păi uite, a venit. Nu. Ba da, uite, spune-mi că a venit. Nu este. Dar tu aștepți marea finală cumva pentru ca să dai trilurile pe aici? Da, pentru ala. Păi da, dacă n-avem timp, atunci n-avem timp în marea finală, vă spun eu. Mai bine acum, înainte. Nu, că nu pot acum, Ilinca. Păi da, fii atentă, o să fac ceva pentru tine. O să te ajut, da? Pe lângă energie. Vreau să te uiți acolo în cameră, în care cameră? Da, vino lângă mine. Steady, să ne ajute colegul. Hai, Ilinca, vino lângă mine. Da, aici sunt lângă tine, dar doar tu trebuie să fii în prim plan, da? Tu ești aia cu voce, eu n-am nici Raluca. Da, fii atentă. Te joci cu camera, ești actriță, transmiți, da? Ești gata? Ești pregătită? Hai, da. 3, 2, 1 și...
Super! 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 Ce anume? Super! Auzi, am o întrebare. Stați, vă place piesa asta? Mie da! Place! Mamă, jur ce că mie place! Super, mie mi-a plăcut. Eu îi dau, eu pe cuvântul meu de onoare, Bianco. Ești nasoală, grav, îmbrăcată, dar eu îți dau. Mi-a plăcut artisticul. Și mie mi-a plăcut artisticul mult. Nici nu mai am nimic de comentat. În sfârșit se întâmplă ceva, Iisuse Hristoase. Exact. Da, pupă-ne. Corina? Da. Te-a plăcut momentul? Nu. Asta, nu suntem la gală. Ținuta îți place? Dar tu te descurcai mai bine, Corina? Mhm. Da? Te-ai descurcat mai bine? Da, mă, da. Ea cântă. Bine, bine că ai spus asta. Exact. Când vine momentul tău să fii pregătită pentru... Cam ce piesă? Să nu fiu pregătită. Sunt și eu pregătită. Ține-o minte, ține-o minte. Hai să ne dezbrăcăm, că sunt și eu pregătită. Hai, vrei? Hai! Așa că mă placi. Orice piesă, Corina, ca să știu să vorbesc. Orice piesă sau ai vreo preferință? Duet. Ce? Trebuie să fac asta acum? Pot să fac. Păi, da, 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 astăzi. Da. Să vorbesc despre ținuta ei sau despre momentul ei? Momentul nu mi-a plăcut. Nu, n-am înțeles care e piesa pe care dorești să faci un moment artistic, dar mă rog, o să alegem noi atunci pentru tine, Corina, nu-i problemă? Trebuie neapărat să fac asta azi? Da. Da, da. Nu, putem peste vreo lună ai și zis? Jumătate, cam așa. Cum vrei tu, alegi. Bine. Deci... Trebuie să aleg o piesă acum. Nu, leșin aici. Nu mai alegem nicio piesă, mă ajută colegii din regie. Ținută, moment, ți-a plăcut? Nu-mi place ținuta ta. Încă, acum gândeam în două. Cred că aș vrea Rock and Roll Queen. Ah, superb, avem un răspuns. Perfect. Dacă se poate. Da, nu, nu mă convinge ținuta ta. Înțeleg ce ai vrut să faci, dar nu, nu-mi plac piesele. Și cred că ochelarii ai avut ieri, ai uitat pe scaun. Da. Overall-ul sau nu, bluza, sunt separate. E cea de ieri sau nu. E același lucru? Nu, este o maletă și cu niște dresuri. Ieri era una cu niște mâneci. Da, okay, din ți-a dat comandă la fiecare asta să-ți facă mai multe lucruri pe care să le porți asemănător în toate zilele săptămânii. Poftim? Mă rog, în fine, ți-ai dat, în fine. Da, arăți aproape ca și ieri. Nu știu, nu-mi place ce ai făcut. Mie mi se pare drăguț. Mulțumesc, Corina. Vivienă, nereușită. Potrivit pentru momentul... Pentru momentul, asta e. Ăla e. Acum am făcut repetiția, trebuie să mă duc la Sibiu după. Da, da, până ajungi la Sibiu, ia treci tu puțin prin fața lor să vedem ce au de spus. Da, da, ca să... Da? Na, să vedem. Bianca, da, am simțit ceva. Mă și buc, eu mă bucur cu orice. Bă, ți-am aruncat, să nu se interpreteze, laba aceea de notat. Ai prins-o, ai integrat-o în momentul artistic. Ești pe fază, ținuta-i nasoală, un punk nereușit, de-aia nu mai pot. Am simțit ceva, mă bucur cu orice frimitură. Bravo, ai stil. Mulțumesc. Sănătate și la gară, am zis. La gară, că trebuie să... că mă așteaptă... S-a uitat la mine nașul. Mă așteaptă trenul, adevărat. Vezi că te așteaptă regele, lasă trenul. Hai, Cătălin. Eu deci, ți-am dat cazul rezolvat. Dacă tu dai doar pentru un moment ceva artistic, hai o șel, bravo, ai stil, când noi vorbim aici de stil în dar timpul săptămânii și nu este ai o gală, înseamnă că... Ce să mai vorbim de concurente? Ai? Ai mâncat din torturile și din tot ce... Nu știu, să mai vorbim între noi, asta lasă. Deci, arăți ca un răzeș care pleacă la luptă și și-a bandajat picioarele cu postav, bine de tot, da, de sus până jos, da? Horror arată acele cizme, horror arată acei ciorapi. Astea le-am găsit. Horror arată acea bluză, horror arată rochia. Și horror arată chiar și centura. Deci este cel mai urât styling pe care îl văd astăzi în platou. No! Nu, al doilea. Nu, scuze. Primul e altcineva. Da. Nu. Dar părul îți place? Părul a fost frumos la început. Ai văzut că tot... A fost frumos la început. Hai, Bianca. Am apreciat că ai animat puțin platou, asta este adevărat, dar nu pot să-ți dau o steluță pentru asta. Cred că numai cu steluța mea rămâi. Auzi, în formațiile alea punk franțuzești de prin anii 80 sunt mai multe, mă rog.
care glășbeau cumva tipul ăsta de machiaj cu afiură, rochi, tartan, da, un semi-punk, nu știu ce, dar ești foarte departe de acea estetică, Bianca. Băi, nu-mi place nicio piesă, eu recunosc, cu rochia poți face ceva, dar cizmele sunt foarte urâte, nu-ți vin bine, îți faci un deserviciu, nu-mi plac ciorapii care se văd pentru că mergi, că asta este, nu-mi place accesorizarea, nu-mi place ce ai făcut deloc. Eu nu pot să spun, da, fetiță, e super momentul, mi-a plăcut că te-ai tăvălit pe aici pe scenă și ți-l da, știți care e problema? Păi... practic, toate, zici că ați băut gaz. Aveți sunte din ce în ce mai proaste. Cu cât se apropie marea finală, cu atât aveți sunte din ce în ce mai proaste. De unde rezultă că da, eu mă bucur, da, mamă, eu mă bucur la, și la un moment artistic, că te-am văzut că ai o tresărire în tine, Bianca. Am încercat să fac un punk chic. N-a ieșit un punk chic, ținuta nu e bună, dar mi-a plăcut de tine. Ai animat într-un fel Dumnezeul, ne-ai trezit la viață pe aici. Mulțumesc. Dați calificative. Eu am dat. Ți-am zis eu că e groasă. Mulțumesc. Și indicativul tău? Nu sunt beată. Da, dragii mei, am încercat și eu să fac ce pot. Iese, nu iese, vom vedea până la sfârșit. Pe mine mă puteți susține prin SMS cu indicativul 6 la 1206. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Și da, ți-a ieșit, Bianca, ne place, mai faceți momente din astea. Da! Dacă mă invitați, dacă îmi dați apă la moară, fac. Facem.